Există un mit pe care aș dori să-l risipesc. Nu există nicio țară curată în Europa. Corupția este prezentă pretutindeni. Afirmația nu-i aparține vreunui jurnalist de investigație, ci Laurei Codruța Kovesi, nimeni alta decât șefa Parchetului European. Din poziția pe care o are, o astfel de declarație a produs o undă de șoc. Obișnuit să îndrepte degetul acuzator către estul Europei, țările occidentale sunt prinse cu o retorică atent promovată și cu gunoiul de acasă ascuns bine sub preș. Românii însă sunt obișnuiți cu limbajul direct și fără nuanțe politice al doamnei Kovesi. Deși au existat de-a lungul timpului unele controverse în ce o privește, totuși doamna Kovesi a fost privită de mulți români drept un cavaler al dreptății în lupta anticorupție. Această bună imagine a fost ajutată și de atacurile susținute împotriva ei de mulți corupți din structurile diferitelor partide politice din România. Doamna Kovesi a fost timp de 6 ani procuror general al României, în perioada 2006-2012, apoi procuror șef al DNA pentru 5 ani, din 2013 până în 2018, iar acum, pentru un mandat de 7 ani, este procurorul șef european. Parchetul european, condus de românca Laura Codruța Kovesi, a recuperat deja de la corupția Europei 250 de milioane de euro. Da, o nimica toată. Dar urmează alte anchete, puneri sub acuzare, decizii de tribunal, confiscări și tot așa. Doamna Kovesi spune: avem câteva dosare în lucru, cu prejudicii foarte mari, de sute de milioane de euro. Este vorba de fraudă cu TVA. Într-unul dintre dosare, faptele au fost comise pe teritoriul tuturor celor 22 de state membre. De aceea, modul în care funcționează Parchetul European aduce un mare avantaj, pentru că este mult mai ușor de identificat criminalitatea transfrontalieră. Noi avem acces la toate informațiile și la toate dosarele care sunt înregistrate în cele 22 de state membre. Lucrează câte un procuror din fiecare stat membru. Ca români, parcă răsuflăm ușurați. Credem că suntem singurii corupți ai bătrânului continent. Și ce să vezi? Ar fi și nemți, olandezi, francezi, italieni, croați și polonezi. Oare acțiunile procurorului Kovesi au puterea de a rezolva cu adevărat problema corupției? Se pare că mulți au început să asocieze corupția, necinstea ori lipsa moralității financiare cu anumite naționalități. Dar cuvintele procurorului șef european spulberă aceste etichete puse în mod special pe fruntea țărilor est-europene. Ba chiar se pare că în vest corupția este mai rafinată, mai cosmetizată. Dacă nu ține de un anumit profil național, atunci unde este problema? De ce corupția, cu toate eforturile celor care luptă împotriva ei, își întinde tentaculele tot mai mult în aproape toate domeniile de activitate ale societății? Se pare că oriunde sunt oameni, există și corupție. Și atunci, logic, problema în discuție este legată nu de naționalitatea omului, ci de profilul său moral. Sună cu adevărat ciudat ca, într-o societate declarată creștină, cu o civilizație creștină de mii de ani, cu principii, legi și valori morale biblice atât de clare, să vorbim de o generalizare a fenomenului corupției pe continentul european. Simpla luare în considerare a uneia dintre cele mai scurte și concise porunci din legea lui Dumnezeu, să nu furi, ar fi fost suficientă pentru eradicarea fenomenului. Dar aspectele morale nu se rezolvă prin tribunale, anchete judiciare, pedepse penale. Toate acestea reprezintă, de fapt, dovada cea mai clară a eșecului omului și a îndepărtării lui de Dumnezeu. Ca societate am pus accentul prea mult pe dezvoltarea personalității în detrimentul moralității. Iar acum culegem doar roadele. Avem oameni cu personalitate, dar fără moralitate. Se creează impresia că trebuie să ne adaptăm la o societate profund bolnavă. Nici măcar nu putem gândi că se poate trăi și altfel, cu seninătate, într-un mod deschis, nobil și sincer. Înțeleptul Solomon descoperise de mult că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Așadar, avem nevoie de altceva, de o schimbare fundamentală de paradigmă. Tot respectul pentru anchetele doamnei Kovesi, dar rezolvarea este în altă parte. Nu cumva tocmai Biblia reperul absolut al moralității, este soluția problemei? Pentru că este evident, lipsa moralității înseamnă pierderi iremediabile, pe termen lung și foarte lung. Materialul Top 7 lucruri în Biblie despre corupție, al cărui link se găsește în comentarii, oferă această paradigmă.